Eliberarea mea este o victorie a științei și adevărului, o spune Kathleen Folbig, femeia din Australia condamnată pentru că și-ar fi ucis cei patru prunci. După 20 de ani de închisoare, ea a fost eliberată în urma unor dovezi care fac din procesul ei o eroare judiciară șocantă. În aceste imagini o vedem pe Kathleen Folbig ajungând la ferma prietenei și avocatei ei, Tracy Chapman. Regăsirea a fost emoționantă. Bucuria gazdei s-a revărsat chiar și asupra polițistului care o adusese pe Kathleen. How do you feel? I am so elated. It's not funny. I'm nervous and I'm everything. În această dimineață, Tracy le-a povestit jurnaliștilor cum și-a petrecut Kathleen prima zi de libertate. We just kind of got enjoyed each other's company. She spent a lot of time with my dogs. We've had pizza last night. We've had a bit of a flashback to 20 years. She asked for a Kahlua and Coke, so she had her. She's made a cup of tea with real crockery cup and had real spoons to stir with decent tea, you know, real milk, and slept in a real bed last night. So she said it was the first time she's been able to sleep properly in 20 years. La rândul ei, femeia greu încercată de soartă a înregistrat un mesaj pentru publicul larg. This is Kathleen. I'm extremely humbled and extremely grateful for being pardoned and released from prison. My eternal gratitude goes to my friends and family, especially Tracy and all of her family, and I would not have survived this whole ordeal without them. And for the last 20 years I have been in prison, I have forever and will always think of my children, grieve for my children, and have missed them and loved them terribly. Today is a victory for science. And especially truth. Kathleen s-a referit la noile dovezi științifice care au arătat că toți cei patru copii ai ei au murit din cauze naturale, așa cum de altfel Kathleen a susținut mereu. Când s-au prăpădit copilașii, aveau între 19 zile și 18 luni, iar procurorii au susținut că femeia i-ar fi sufocat, deși nu existau probe medico-legale convingătoare. Însă recent imunologii au descoperit că fetițele lui Kathleen Folbig aveau o mutație genetică răspunzătoare de moartea subită, iar băieții un alt fel de mutație genetică legată de epilepsie cu debut brusc. Este de așteptat ca mama, oricum zdrobită de pierderea copiilor, să primească din partea statului compensații substanțiale pentru cei 20 de ani petrecuți pe nedrept în închisoare.